E, v-a fost dor de noi. Scuze, ceau dragilor, v-a fost dor de noi. Chiar v-a fost dor de noi. Însă astăzi plecăm într-o super aventură. Sunt cu Cosmin și cu Neilie. Și suntem la începutul clisurii Dunării, în zona care se numește Cazane. Practic la chipul lui Decebal, una dintre cele mai cunoscute atracții din zona. Și o să mergem cu barca spre alte două atracții de top din zonă, dar momentan nu vă spunem nimic. Cosmin și Danilio o să fie ghizii noștri. Exact, dragilor. N-am mai filmat pe aici. N-am mai filmat pe aici? Nu, am mai filmat? Eu cu n-am fost, adică eu doar am trecut, dar de filmat. De... We gotta go. Hai că tasă. Și mergem să ne luăm o barcă. Pam, pam. Spune americanii, safety first. Safety first, dragilor. Vreau să zic în engleză că eu fac vlog în part, adică în limba engleză, pentru călătoria asta. Suntem pe o barcă, împreună cu un domn simpatic. Natural. Parcul natural. Și ne punem în mișcare imediat. Parcul natural cu porțile de fier. Evident, este cu un motor japonez Suzuki. Câți cai are asta? 200? 100 doar? Ha, da. Deci mergem mai încet, e bine. Cel mai bune. Suzuki-urile sunt zen pe motor, pentru asta. Johnson, ai una, Elie? Hai chiar, Elie, ma tai Suzuki în continuare, de mașină. Da. Trebuie să ne dai să o filmăm. Am avut Johnson doare. 30 de cai. Bun, așa. Punem în mișcare. Aș dori să vă spun și câteva cuvinte. În primul rând să mă prezint, mă numesc Cosmin Cojocinescu, sunt ranger în cadrul Parcului Natural Porțile de Fier. Suntem o subunitate a Regiei Naționale a Pădurilor, iar ca și perioadă turistică în zonă ne puteți regăsi în fiecare an din perioada mai până în octombrie, desfășurând astfel de activități agroturistice pe Dunăre. Ne aflăm în golful Mraconia. Golful se situează la jumătatea cazanelor mici ale Dunării, perpendicular peșinelor navigabile. În golf, în fața noastră, putem admira chipul lui Decebal, o structură realizată ca și basorelief în piatră de calcar în perioada anilor 1994-2004. Are o înălțime de 52 de metri, cu o lățime de 24 de metri, prin mărimea ei ocupăm locul 1 în Europa, iar cu plan mondial ne clasăm pe locul 2 după statuia președinților americani, la fel sculptați și pe piatră de calcar. Bun asta, bun! În scrisurile de sub statuie, Decebalus Rex Dragon Fecit, tradusă din latină în română, regele Decebal făcut de Dragon. Dragon fiind Iosif Constantin Drăgan, cel care a subvenționat costurile lucrării cu aproximativ $1 million. Domnia sa în anul 2004 a decedat, an în care s-au sistat și lucrările, urma să se construiască, să în partea de sus a statuiei, acea căciulă cușmă pe care daciul purta un trecut. Proiectul este nefinalizat. Trebuia să fie și un Traian vis-a-vis, nu? Da, proiectul era mult mai amplu, vis-a-vis, pe malul Sârbesc, se dorea să sculpta chipul regelui Traian. Golful Mraconia, în Amonte, se continuă aproximativ 2 km, cu acces pe drumul forestier, se închide câteva spații de cazare, poimință de campat cu cortul și pentru pasionații de pescuit sunt și câteva locuri pentru pescuit sportiv. La jumătatea distanței, dacă mergem pe drumul forestier, pe partea stângă, la aproximativ 800 de metri, cam un kilometru, se regăsește o troiță, o cruce din lemn, ce marchează vechea zonă unde se regăsea în trecut mănăstirea Mraconia, ca și ruine în prezent sunt inundate, fortificarea hidrocentralei de la Porțile de Fier 1, ca și finalizarea lucrării în anii 1972, în acea perioadă au crescut și cotele Dunării, inundând ruinele vechii mănăstiri. Mănăstirea Mraconia o să o putem vedea la ieșirea din golf pe partea dreaptă.
Lateral stânga-dreapta, vegetația forestieră face parte din rezervația Cazanele Dunării, are o suprafață de 250 de hectare și adăpostește o diversitate de specii, o bună parte dintre ele habitează natural la peste 1000 de metri, aici în rezervație la noi coboară chiar și sub 80 de metri, este vorba de Tisa, este un rășinos, îl mai întâlnim ca și specie, ca și arbore ornamental în parcuri, face niște bobițe la fructificație de culoare rozalie, cu un sâmbure comestibile și foarte bogate în vitamina C. De multe ori mai potează și aleile pietonale în parcuri. Pe lângă această specie de tisă mai găsim și o diversitate de specii, cum ar fi facul, corunul, stejarul, gârnița, liliacul, carpenul, alunul turcesc. Această diversitate de specii, împreună cu cele care coboară de la altitudini destul de mari la altitudini foarte mici, formează așa zisul și șibleac de cazane. Vis-a-vis de noi, dincolo de șinalul navigabil al Dunării, avem vecinii noștri sârbi, au și ei o altă arie protejată cu denumirea de Parcul Național Gerda. Ca și limită se regăsește undeva în oglindă, pe o hartă, dacă ne uităm cu Parcul Natural Porțile de Fier pe care îl reprezentăm în zonă. Noi ca și arie protejată ne regăsim în sud-vestul României, de-a lungul Dunării, ca și limită estică, în județul Mehedinț avem localitatea Drobeta, Turnul Severin, iar ca și limită vestică, în județul Cara Severin, avem localitatea Baziaș, unde de altfel Dunărea își face apariția pe teritoriul României. Dunărea de la izvoare până la vărsarea către Marea Neagră parcurge o distanță de aproape 2500 de kilometri. Cam jumătate din această distanță este străbătută pe teritoriul României, unde de altfel, în zona pe care noi astăzi o vizităm, întâlnește Dunărea cele mai mari cote ale ei, de la izvoare până la vărsarea către Marea Neagră. Dunărea, după ridicarea hidrocentralei în 72, când s-a format lacul artificial, atingea cote ce oscilau între 100 și 120 de metri, ca și adâncime în zona cazanele mici, cazanele mari, dar de-a lungul timpului șinalul navigabil s-a formatat, în prezent nu depășind cote mai mari de 76 de metri. Față de embarcațiunea noastră, Dunărea curge de la dreapta la stânga. Noi o să navigăm către Aval, pe partea stângă, unde ne vom îndrepta către primul obiectiv turistic, Tabula Traiana, ce se regăsește în afara cazanelor mici ale Dunării, pe malul sârbilor. Următoarea oprire o facem acolo.
Traiana. O tabulă ce este mai veche de peste 2000 de ani, memorează trecerea armatelor romane prin Balcanii de Calcarai Serbiei, când au venit să cucerească Dacia, în perioada 101, 102, 105, 106, în cele două războaie. Când armata romană a parcurs în naval teritoriul Serbiei, unde n-au reușit să străbată acea cale îngustă, au făcut o lărgire a acelui drum. Au fost 10 astfel de lărgiri făcute pentru a reuși să treacă cu acele care de luptă în acea perioadă. Erau mai late decât calea de acces. Le-au lărgit prin scobituri în peretele de calcar. În acele scobituri au introdus trunchiuri de arbori. O astfel de scobitură o avem și noi în partea de jos a tabulei. Și peste acele trunchiuri de arbori ce erau plantate în acele scobituri, au podit și astfel au reușit să facă acele lărgiri ale drumului pentru a reuși să treacă cu armatele romane în aval către podul lui Apolodor din Damasc. Avem și o inscripție acolo pe tabulă, tradusă din limba latină în limba română, ar însemna în felul următor. Împăratul Cezar, fiul divinului Nerva, Nerva Traiana, Augustus Germanicus Pontifex Maximus, investit de 3 ori ca tribun, tatăl patriei, consul pentru a 4-a oară, escavând roși din munți și cu bârne de lemn a ridicat acest pod. Memorând acele poduri suspendate, au fost 10 astfel de lucrări în trecut, fiecare lucrare ca și pod a fost inaugurată cu astfel de sculptură, ca și tabulă, pe care din cele 10 în zi de astăzi o putem admira doar în acest loc. După anii 72, după ce s-a ridicat barajul de la Porțile de Fier 1, cotele Dunării crescând, formându-se lacul artificial al Dunării. O să întoarce loc un pic pe partea asta, de da, cele 9 au fost inundate, iar aceasta a fost singura decupată din peretele de calcar și ridicată la cotele lacului actual. Să trăiți, să trăiți!
după ce am vizitat Tabula Traiana, am revenit în cazanele mici, ne aflăm la jumătatea cazanelor mici, iar lângă noi putem admira mănăstirea Mraconia, o mănăstire ce după anii 72, după finalizarea barajului ca și construcția hidrocentralei, cotele Dunării au crescut și au inundat zona unde exista ea în trecut. În prezent, viaductul de lângă noi îi poartă numele mănăstirii. Ea a fost construită după anii 2003-2004, în acea perioadă, pe un vechi punct de dirijare a navigației pe Dunăre, ca și construcție. În acea perioadă a fost demolată și pe fundația ei s-a construit vechea mănăstire Mraconia. Ca și arhitectură, o păstrează pe cea originală. Este o mănăstire de măicuțe. În partea dreaptă, unde avem și o zonă în construcție, este zona de cult, iar în partea stângă sunt chiliile pentru odihnă pe timp de noapte. Pe exteriorul construcției avem și o scară, sunt și câțiva turiști acolo, au coborât pentru admirarea câtorva panoplii, acele cercuri, exemplifică chipurile domnitorilor țării românești, unde în acea zonă putem admira și tipologul țării noastre. La baza construcției mănăstirii avem și o cota Dunării ce s-a imprimat de-a lungul timpului pe construcție. Dunărea nu crește mai mult decât se poate observa acea amprentă. Niciodată nu inundă balconul măicuțelor, ea fiind ținută sub control ca și lac artificial al Dunării de hidrocentrala barajul de la Porțile de Fier 1. Dar cotele Dunării au crește mai mult decât această zonă imprimată de construcție. Ar inunda nu numai localități și bunuri de pe teritoriul României, dar și al Serbiei. Inclusiv capitala al Serbiei este afectată de cotele lacului artificial al Dunării, Beograd sau Belgrad, ambele denumiri sunt corecte, iar ca și traducere din limba sârbă în limba română înseamnă orașul alb. Inclusiv capitala Ungariei este afectată de aceste cote, de capitala Ungariei, de Budapesta. Aici ne aflăm în golful Dubova, am ieșit din cazanele mici, în spatele nostru șinealul navigabil s-a lărgit dintr-o dată. Tot ce se vede pe partea dreaptă și în fața noastră este teritoriul României, în față avem localitatea Dubova, localitate ce se întindea mult mai aproape de șinealul navigabil, cam până în zona unde ne aflăm noi cu șalupa, atât de mult se și întindea localitatea, numai că odată cu ridicarea barajului, în 72, când cotele Dunării au crescut, oamenii au fost strămutați din calea apelor, au fost strămutați în localitățile vecine, o parte dintre ei și-au reconstruit casele pe acel deal sau chiar o parte dintre localnici au părăsit definitiv zona. Tot în acea perioadă a dispărut în întregime insula Dacale, se afla între actualul baraj și localitatea Orșova, în aval de cazanele mici, în zona unde am văzut și Tabula Traiana, a dispărut în întregime localitatea Ogradena, iar în amonte de cazanele mari, localitatea Plavișevița. În prezent, doar denumirea viaductelor pe unde le traversăm în zi de astăzi cu mașina ne mai aduc aminte de zonele unde existau în trecut aceste localități, viaductul purtând denumirea locului ca și așezare omenească din trecut. Pe partea stângă avem vecinii noștri sârbi, următoarea oprire o să o facem unde șenarul navigabil se îngustează din nou. Acolo Dunărea părăsește cazanele mari.
Aici ne aflăm la ieșirea Dunării din Cazanele Mari, unde șinalul navigabil s-a îngustat din nou, am părăsit golful Dubova și vom intra în Cazanele Mari ale Dunării. De fapt, noi mergem spre Amonte. Dunărea curge invers față de sensul nostru de mers. Doamne, și întrebăm de unde vine denumirea de cazane. Denumirea de cazane s-a dat până la ridicarea barajului de la porțile de fier 1, când cotele Dunării erau naturale. Dunărea traversa în acea perioadă un relief diversificat ca și înălțime și primea o învolburare deosebită, o puteai asemăna cu o albie de râu, atât de învolburată era. Împreună cu versanții lateral stânga-dreapta ai Serbiei și cu ai României și cu un efect pe care apa Dunării îl are când temperatura ei este mai ridicată decât cea din atmosferă, când erau atinși acești trei factori și priveai de pe crestele versanților pe peisajul, îți dădea impresia că te uiți într-un cazan când apa fierbe în el. Mai ales că Dunărea emană un vapor de apă când temperatura ei este mai ridicată decât cea din atmosferă. Acești trei factori, când erau întâlniți, chiar îți dădea impresia că te uiți într-un cazan când fierbe apa în el. De aceea și primit denumirea de cazan. Ca și denumire, cazanele mari sau cazanele mici li s-a dat în funcție de lungimea lor. Cazanele mari sunt mai lungi decât cele mici, cu aproximativ 500 de metri, sunt despărțite de golful Dubova, iar în total au o lungime de 9 km. Zona ce urmează să o parcurgem, o să vă și atenționez unde se dezvoltă o floare ce se regăsește unic în lume, la noi în Cazanele Mari. Este vorba de laleaua de cazane, o floare de culoare galbenă, ce se aseamănă foarte bine cu lalea din grădinile noastre. Este și simbolul parcului natural Porțile de Fier, iar ceea ce o face să se regăsească unic în lume este faptul că ea se dezvoltă pe habitat natural de calcar, unde sunt aceste terase cu vegetație, tot în acele zone înflorește și laleaua de cazane în perioada sfârșit de martie, început de aprilie. Laleaua de cazane, ca și simbol, o putem vedea pe tricoul meu de culoare galbenă, laleaua de cazane. Aici lateral stânga, dreapta avem doi versanți, semnifică zona ca și chei în cazanele mici și cazanele mari. De culoare albastră avem Dunărea. Aici avem două turnuri. Cetatea Tricule. Da, este vorba de Cetatea Tricule, cetate ce este adusă în amintire și în structura clădirii noastre de la centrul de vizitare din localitatea Orșova. Îl puteți vizita. Erau trei turnuri în trecut ale unei cetăți medievale lângă localitatea Svinița, în Amonte, de zona unde ne aflăm, pe sensul de mers către Moldova Nouă. Mai sunt doar două, exact cum le-am exemplificat și în sigla parcului, iar aici avem un melc, să zicem așa, este o fosilă, o zonă fosiliferă pe care o regăsim și în Eșenița sau în localitatea, de fapt în Svinița și în localitatea Bahna. Zone pe care le puteți vizita, ce ne certifică faptul că această zonă calcaroasă cu mii de ani în urmă a fost acoperită complet de apă. În fața noastră aici avem și o zonă destul de îngustă, undeva Dunărea aici măsoară 250 de metri ca și lățime. Tot aici întâlnim și cea mai mare cotă aici de 76 de metri ca și adâncime. O, așa adâncă aici? Da, da. Următoarea oprire o să o facem la Peștera Veterani, peșteră ce momentan nu se vizitează, în prezent este accesul interzis, pentru că în primăvara anului acesta, din cauza unui vânt puternic și furtuni, s-au desprins pietre din versant și au distrus locul de acostare, versantul nefiind stabil, ar pune în pericol vizitarea peșterii. Momentan, peștera este închisă, imediat o să ajungem și acolo și o să vorbim și despre Peștera Veterani. Aventura!
partea dreaptă a versantului Ciucarul Mare. Aici, în perioada sfârșit de martie, început de aprilie, regăsim înflorită la leaua de cazane. Împunzește acest versant cu terasele de calca, cu pete galbene de la leaua de cazane. Tot aici regăsim și peștera Veterani. Este o peșteră momentan închisă din cauza alunecărilor de teren, chiar se poate observa deasupra ei zona unde versantul s-a desprins și a distrus locul de acostare. E bine să știm despre peștera Veterani că este prima peșteră cartată din lume în anul 1692. Asta înseamnă că în acel an i s-a făcut o hartă acestei pește. Numai un pic, dragule. Ro, vezi? Uite cât de clar sunt fiecare strat sedimentar. Da. Și vezi că nu vezi, dacă ele fiecare au câte 100-200 de mii de ani, nu vezi vegetație între ele. Păi n-a crescut vegetație în perioada de 200 de mii de ani? E o enigma locului asta. Sigur. E clar că e sedimentar foarte, foarte rapid. Aia înseamnă confirmă potop. Știi? Dacă ar fi fost milioane de ani, ai vedea în ele impregnați copaci, vegetații și așa mai departe. Ele sunt prea perfecte pentru a nu... Deci a fost o depunere extrem de rapidă, probabil chestie de zile. După care s-a tasat treaba. Și pe scara asta e intrare. Da, aici se... Poți să continui, dragule. Se făcea în trecut intrarea, sperăm ca pentru la anul să reabilităm cu lucrări și să se redeschidă peștera Veterani. Acolo avem și un banner, o imagine a peșterii din interior. Peștera este iluminată și natural dintr-o fereastră lateral dreapta față de noi, cum ne uităm către peșteră. Pe imagine se poate observa cum și pătrunde lumina în interiorul peșterii. Peștera arată la interior ca și un balon sportiv, are sub formă de glob, să zic așa, în interiorul versantului. Are un tavan de aproape 30 de metri, cu o lărgime sau diametru, să zicem, de aproape 40. Și a fost locuită încă din perioada popoarelor Vucedo și Coțofeni, încă de acum 4.000 de ani. Apoi a fost locuită și de daci, în afară de adăpost foloseau peștera și ca sanctuar al zeului Zamolse. Acest ritual religios îl țineau în perioada când raza de soare se reflectă în interiorul peșterii pe un altar, o piatră, o lespede de piatră destul de mare. Acolo aduceau ofrandă prin jertfire de animale domestice acestui zeu. Și prin rugăciune, astfel reușeau să îmbărbăteze soldații daci din acele timpuri. După ce Dacia a fost ocupată parțial ca și teritoriu de către romani, romanii au venit și au schimbat pentru prima dată destinația peșterii. Din adăpost pentru localii și animale au făcut o fortăreață militară, făcând niște ziduri în exteriorul ei cu rol de apărare, ce au rezistat 400 de ani. În secolul 17, generalul Federico Veterani, un general austriac de origine italiană, al cărui nume îl poartă peștera în ziua de astăzi, vine cu armata sa și reconstruiește fortăreața militară, rezultând un avanpost militar pe 3 niveluri. În prezent, un prim nivel este inundat de cotele Dunării. Era și cel mai mare dintre cele trei, cuprindea câteva grajduri, o forjă și o cazarmă unde întreaga garnizoană austriacă reușea să adăpostească inclusiv pe timp de noapte. Cel de-al doilea nivel începe de când se urcă de pe pasarela de lemn până la intrarea în peșteră. Este o porțiune de aproximativ 15-20 de metri până la intrarea în peșteră. Zidurile de piatră frontale pe care le putem vedea în trecut susțineau două tunuri cu rol de apărare. În cel de-al doilea nivel se găsește și un zid ce forma o încăpere în trecut, o carceră pentru închiderea prizonierilor turci, iar pe partea alăturată zidului se face accesul către peșteră, ce era considerat în trecut cel de-al treilea nivel al fortăreței militare austriece. Cele trei niveluri nu erau suprapuse unul peste celălalt, erau formate sub formă de trepte ca și la o scară. Un prim nivel inundat, cel de-al doilea de la
zidul frontal până la intrarea în peșteră, iar nivelul 3, peștera propriu-zisă. În nivelul 3 se regăsește și o ruină a unui zece formau în trecut camera generalului Federico Veterani. Un tunel cu o lungime de 6-7 metri se blochează. În trecut, până în 89, a fost o ieșire pe versantul Ciucarul Mare, numai că în vremea comunistă a fost detonat pentru a se stopa trecerile ilegale peste Dunăre. Era o zonă în trecut preferată de către cei care vreau să părăsească fraudulos granițele țării. Se regăsește și o fântână în interior, poartă denumirea de Fântâna Turcului sau Fântâna Turcilor, pentru că a fost săpată, zidită și tempită de prizonieri turci. Era mult mai adâncă și cu apă potabilă, în prezent doar 5-6 metri secată, apă doar din infiltrații când plouă din abundență. Se mai regăsește și un șgheap zidit în piatră, ce era aprovizionat cu apă din fântână și deservea la igiena cadrelor militare. Iar în mijlocul peșterii se regăsește o amprentă a unei reconstrucții din lemn în acele timpuri, pe două niveluri, și deservea ca și loc de odihnă pentru gradele superioare din armata austriacă, ce de altfel aveau și accesul în nivelul 3, unde era și zona mult mai confortabilă și mai protejată. După cele două războaie mondiale, sau și în timpul războiilor mondiale, a avut rol doar de adăpost pentru localii și fugari. Până în 89 era preferată pentru trecerile ilegale peste Dunăre de către persoanele ce doreau să treacă fraudulos granița țării, iar după 89, 3-4 ani de zile a fost depozit de carburant pentru grăniceri în perioada embargoului, când se confisca acel carburant ce se vândea ilegal peste granița vecinilor noștri sârbi, când încă exista marca germană și nu se trecuse la euro, aici se depozitau acei recipienți până reușeau să îi formalizeze cu acte legale pentru a fi din nou reintroduși pe piața românească. Și în prezent o folosim noi ca și arie protejată de Rom Silva, de Parcul Natural Porțile de Fier, în sezon turistic de mai până în octombrie. Vă așteptăm cu drag pentru vizitare de la anul. Următoarea oprire o să facem la peștera Ponicova, în Amonte de Veteran, la 150 de metri. Mai avem o peșteră, o să intrăm și cu embarcațiunea în acea zonă a peșterii, pentru că Dunărea inundă parțial și peștera Ponicova. Ne aflăm la peștera Ponicova. Peștera Ponicova traversează tot versantul de calcar dinspre localitatea Dubova. Se poate vizita dinspre localitatea Dubova cu ieșire către Cazanele Mari, unde ne aflăm și noi. Ieșirea dinspre Cazanele Mari, după anii 72, după ridicarea hidrocentralei de la Porțile de Fier 1, inundă parțial peștera, maxim 25-30 de metri dinspre Cazanele Mari spre interior. În rest, se poate vizita dinspre localitate fără să ne udăm. Chiar este preferată de o parte de turiști să vină dinspre localitate să o viziteze, iar de aici să programeze embarcațiuni să îi preia din zona inundată și să facă și o croazieră în zona Cazanele Mari, Cazanele Mici. Acolo în fața noastră, unde luciul de apă dispare, este zona maximă pe care Dunărea o poate inunda. În rest, se poate merge pe jos spre ieșirea dinspre localitate. Galeria principală are undeva la aproximativ 300 de metri, atât se parcurge dinspre localitate, spre zona inundată, atât se strebate versantul, într-o galerie destul de înaltă, undeva chiar și la 25 de metri înălțime în unele locuri, destul de largă, arată ca și un tunel. Este lipsită de formațiuni specifice peșterilor, stalactite, stalagmite, coloane de calcar. Pix, iau niște cadre de aici din față. Tot din această cauză, pentru că tavanul este foarte înalt. În afară de galeria principală, mai există și două galerii secundare. O galerie secundară preferată de turiști, se poate vizita, și o galerie colonizată de lilieci. Aceea se vizitează mai rar, pentru că turiștii au un pic de teamă de aceste mamifere. Fac mare lucru. În sumarea celor trei galerii ajunge la 1660 de metri de peșteră.
Super. Zona principală, ca și galerie, era frecventată și până în 89 de către cei care doreau să treacă fraudulos granițele țării. Pe aici veneau călăuze localnici, luau diferite taxe la acele grupuri, veneau cu ele până în zona aceasta și de aici își confecționau tot felul de lucruri improvizate, inclusiv plute din lemn, în unele cazuri le propulsau și cu tuburi de oxigen sau camere de tractor unde își așezau bagajele pe acele improvizații plutitoare, iar cu tuburile de oxigen se ajutau pentru a străbate mai repede curenții Dunării să ajungă la Serbia. După 89, în perioada embargoului, aici era un refugiu al localnicilor, cei care făceau acel negoți ilegal peste Dunăre, cu ambarcațiuni de tablă, reușeau să se strecoare prin acele strâmtori de la intrarea în peștera Ponikova, din zona inundată, astfel reușeau să scape de patrulele de grăniceri ce asigurau frontiera cu Serbia. Aici avem tabula lui Szecseni. Szecseni este un revoluționar maghiar ce în anii 1885 a reușit pe costurile lui să lărgească șenalul navigabil în cazanele mari când zona era sub Imperiul Austro-Ungar. Szecseni era un revoluționar ce primise condamnare din partea statului maghiar și pentru a îi se reduce pedeapsa pe costurile lui, a reușit să reabiliteze circulația în zona fluvială din cazanele mari. În 2017 i s-a pus o placă memorială în această zonă, iar vechea placă ce memora aceste săpături din perioada anilor 1885 se află chiar în zona unde avem acea ancoră desenată pe peretele de calcar. Și tot asta avem la Coroinii. Ții minte placa aia în piatră mare. E aceeași, da. Mai puțin bineînțeles, chestia modernă. Dragul meu, numai să ieșim dincolo de cazane, da, și după, da, aia, da, ne putem întoarce ca, da, să putem, da, filma intrarea cum intrăm în cazane. Aici ne aflăm la intrarea Dunării în cazanele mari. Ceea ce se vede în amonte, în fața noastră, la orizont și pe partea stângă avem teritoriul Serbiei, pe partea dreaptă avem teritoriul României. La orizont acolo Dunărea face curbă la dreapta și întâlnește ca și primă localitate după localitatea Dubova, localitatea Sfinița, o comunitate unde întâlnim nu numai români, întâlnim și sârbi. Ca și comună Dubova cu satele Aibăntal, Sfinița, Baia Nouă are cea mai mare concentrație de populație de alte etnii, unde regăsim pe lângă români, sârbi, cehi, femi, maghiari, nemți sau austrieci. Asta încă din perioada când minele funcționau în zonă, mai toată zona aceasta de la Orșova la munte până la Baziaș, ca și zonă minieră, a fost în acea perioadă când funcționau, populate cu forță de muncă și din străinătate. Atunci lucrătorii din mină s-au așezat în aceste locuri cu familiile lor și astfel au reușit să aibă o concentrație ca și populație
mai densă decât în alte părți, în alte județe. E o suprafață destul de mică în zonă. În localitatea Zvinița, dacă ajungeți în fiecare an, la sfârșitul lunii lui august, în ultimul weekend din lună, are loc Festivalul Smochinilor. Este un festival ce memorează o plantație de smochini, ce a reușit cu fonduri europene să fie înființată. În acea perioadă, localnici alături de turiști culeg aceste fructe, îmbracă costume tradiționale, populare românești și sârbești, parcurg plantația, o parte din fructele culese se prepară în cadrul festivalului, iar cele mai îndrăcite produse sunt dulceața de smochină și răchia de smochină cu brandul de Zvinița. Mai întâlnim aceste produse și în restaurantele din zonă sau vândute de localnici în marginea șoselei DN57. Zanele Mari, unde ne și aflăm, în golful Dubova, lângă noi, pe malul Sârbesc, se poate observa o construcție, o casă, un pic umbrită de vegetație, acoperită cu țiglă. Este un vechi punct de dirijare a navigației pe Dunăre. Prin astfel de puncte, în trecut, se făcea dirijarea în cazanele mici și cazanele mari. Mai avem un punct în Aval de Noi, la intrarea în cazanele mici. Cel de-al doilea punct este tot pe teritoriul Serbiei. Iar cel de-al treilea punct era pe teritoriul țării noastre, numai că acea construcție s-a demolat după anii 2000, iar pe fundația ei s-a construit Mănăstirea Mraconia, da. Locație de cult pe care o putem vizita în zi de astăzi. Dar între cele două puncte de pe teritoriul Serbiei, în marginea șoselei sârbe, în fața noastră, putem admira o sferă de culoarea calcarului. Memorează o descoperire deosebită de dinozauri în Balcanii de Calcar ai Serbiei și este de fapt un ou de dinozaur în forma lui naturală. Dacă dinozauri ar mai exista în zi de astăzi, așa ar arăta un ou. În poziția lui naturală, așezat orizontal, măsoară o înălțime de 6 metri, este mai înalt decât o cabină de tir. Dacă am avea și ocazia să facem o comparare a mărimii oului cu o mașină, avem o mașină mai mică, chiar un autoturism, chiar este mare, a trecut pe lângă și este mașină destul de mare. Poartă numele de oul lui Milan, Milan fiind un sârb iubitor de istorie, ce a reușit pe costurile lui să ridice această machetă în marginea șoselei naționale sârbe, cum și la noi Iosif Constantin Drăgan a subvenționat costurile lucrării pentru chipul lui Decebal. Următoarea oprire o să facem la cel de-al doilea punct, să-l putem vedea câteva detalii. Iar se vede un pic coaja oului exfoliată, s-a degradat. Dinozaurul stă să eclozeze. Da. Să nu băgăm mâna în apă. Ne mușcă dinozaurul. Ai seama că trebuia să fie ca să facă un de 6 metri. Da. Ne aflăm la ieșirea din golful Dubova, intrarea în cazanele mici. Pe partea dreaptă, pe malul Sârbesc, putem observa cel de-al doilea punct de dirijare a navigației pe Dunăre. Primul punct l-am avut în spatele nostru la ieșirea din cazanele mari, cel de-al doilea lângă noi în fața noastră, iar cel de-al treilea era pe teritoriul nostru, în aval putem observa Mănăstirea Mraconia. Chiar în locul Mănăstirii Mraconia, pe care o putem vizita în zi de astăzi, în trecut exista un punct identic cu cel de pe malul Sârbesc. În fața punctului putem observa un braț metalic, în capătul brațului metalic, care are o formă ca și de barieră. Putem observa un glob. Globul acela funcționa destul de bine, inclusiv pe timp de noapte, prin strălucirea lor. Prin strălucirea globului, navele reușeau să observe mai ușor poziționarea brațului, mai ales în reflectoarele lor se observa mult mai bine. În plan orizontal, brațul ne semnaliza șinalul navigabil ocupat, prioritatea de trecere a navelor se dădea în golful Mraconia sau în golful Dubova, unde ne și
aflăm, pentru că și în trecut aceste zone erau mai late și permitea trecerea două nave, una pe lângă cealaltă. Iar când brațul era ridicat în plan vertical, navigarea în zonă se făcea fără restricții. De-a lungul timpului, tehnologia a avansat, acolo la baza punctului avem și două însemne de dirijare și reglementarea navigației în zonă. Avem două săgeți tăiate de o diagonală roșie într-un cadru roșu și pe fond alb. În prezent, ca și în trecut, navelor le este interzis să se petreacă prin aceste strâmtori. Iar acolo lângă avem o frecvență radio, un VHF-16, este o frecvență pe care capitanii navelor o folosesc când tranzitează zona, comunică prin acea frecvență cu capitanii de la alte nave și astfel reușesc să-și dea prioritate în zonele înguste, mai ales că pe hărțile de navigare electronice se depistează prin sistem GPS și știu să-și dea prioritate în aceste zone, înlocuind de-a lungul timpului aceste puncte de dirijare a navigației în zonă. Cam asta e călătoria noastră, da. Nu? Da, da. Vreau să o și încheiem. O și încheiem. Aș avea o întrebare. Ziceți, Nelie. Dacă ați spus că cunoașteți istoria, puteți să ne povestiți ceva și de cele două castele care sunt acolo, alu Maria Terezia, cu lanțurile alea care le aveau pentru... A, vă referiți la cetatea Golubăț și cetatea, da, Ladislau, cetatea, da, Golubăț de pe teritoriul care Serbiei. Aveau... Da, exista în trecut între cele două cetăți un lanț, exact cum ați amintit și dumneavoastră despre ele, ce bloca șenarul navigabil, nu se naviga și funcționa ca și un punct vamal. Mai ales că între cele două cetăți există și încă o stâncă ce poartă denumirea de Baba Caia și are o istorie frumoasă. Se legau lanțurile în acea perioadă pe această zonă ca și șenal navigabil, unde dintr-un șenal navigabil de aproape 5 km în acea zonă se îngustează într-o zonă foarte mică, unde reușeau pe timpuri să taxeze orice navă ce trecea prin zonă. Era de fapt un punct vamal în zi de astăzi. Și tot, da, alea foloseau pentru distrugerea navelor în caz că... Da, în cazul în care nu erau mulțumiți pentru taxele oferite la trecere, acele lanțuri se ridicau și într-adevăr produceau navelor distrugeri destul de mari, chiar în unele cazuri le scufundau. Da. Ce să mai vă mulțumim din suflet pentru plimbare. Cu mare plăcere, deci, vă așteptăm probabil și pentru la anul. Venim să prindem peștera când o să fie gata pontonul. Vă așteptăm cu drag și la anul, vizitarea peșterii veterani, încercăm să depunem eforturi pentru deschiderea ei și sperăm că o să ne încadrăm până la începutul sezonului din luna mai, anul 2025, să fie disponibilă pentru vizitare. Super tare, ne vedem cu bine! La revedere! Dragilor, nu uitați, nu schimbați canalul! Navigabil! Navigabil!